Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou episod, un nou videoclip de Far Cry Primal. Ei bine, off camera am mai curățat și o harta, cum făceam și pe Far Cry 3. Am eliberat mare parte din outposturi, mi-am eliberat o grămadă de fast travel-uri, mai am outpostul ăsta aici, de aici să ajung la el, dar n-am cum că am nevoie o chestie aia de grapple, habar n-am cum să o traduc în român așa motamo. Am mai făcut și niște chestii din alea, gen să stați un pic acum am pornesc cronometrul, așa, gen casele astea să le fac pentru băștina și ăștia morților, cum se spune, asta nu, asta nu, asta și aici, așa, mi-a mai agradat și armele, văd că-mi trebuie piele de iac aici, niște pene rare, cum voi face un rost de ele, nu știu, alte căcaturi pe aici, și... A, da, și skill-uri. Mi-am mai pus și pe niște skill-uri așa. Ia uitați cât mi-am upgradat aici. Vă că am 3 puncte, dar le păstrez pentru la ăștia de aici. Așa. Și mi-am mai luat și niște animale noi. Hai să vi le prezint. Vino încoace. Ăsta ar fi unul. Tigrul ăsta. Animalul ăsta mi-aduce aminte de o melodie. De fapt, nu, nu, nu de asta. Stai, ochiul e tigru care îmi dă puter, mă trezesc când noaptea și beau 10 halbe. Și avem mai multe. Avem și una bucată urs, dar e mișto dacă schimbi animalul așa și îl chem pe celălalt. Hai că vine acum. Hai mă, vină încoa. Vine aici și ursul. Și mai avem, ia uitați ce e pe aici. Dar văd că cam cele mai bune. Avem și bursuc, nu știu ce poți face cu bursucul. Mai am și niște jaguari. Ăștia văd că sunt buni, că sunt foarte buni la stealth. Ăsta nu-i bun deloc la stealth, dar în schimb are putere. Dar oricum sunt foarte... Deci ăsta are cel mai bun stealth sau care avea? Ăsta? Ha, deci ăsta are cel mai bun stealth să vină pitit. Am înțeles, deci cam ăsta e la stealth. La spin nu știu care o fi, văd că ăsta și la strength. A, de fapt... Sunt mișto animalele astea, dar aici presim că o să am nevoie de... ursul ăsta de peșteră. Hai, piticule, pleacă de aici. Bă, ăsta mi-a luat aminte de unul de la mine din sat, unul care tot așa e gras. Exact ca ăla zici că e. Stați că vine acum, unde te-am mai ursul. Hai mă, vină încoa. A, pe partea asta vii? Hai, vină încoa. Ia uitați-l cât e. Urși de bămetin 2 sunt fix pielea de pămăciucă. Da, acum ar trebui să mai fac și quest-uri ca să pot gen să călăresc animalele. Că știți că le puteți folosi pe post de cai. Auto, ce rup ăsta. Ursul ăsta e foarte bun. Ok. Hai să mergem atunci la o misiune, dar nu știu la ce. Hai să mă uit la... ăstea, la crafting. Pe mine m-ar interesa mult de ăsta. Deci grepi mergem la bărbosul Chelios, ok. Tipul ăsta chel cu barbă ca să ne putem cățăra. Și mai vreau ceva. Nu aici la skill-uri. Ride. Dacă ar fi ca să pot călări, că nu știu. Deci jump and fallen. Ăsta care e? Ăsta e altul ca să pot face astea. Hai mai întâi totuși să merg la ăla Chelios. Aici-i. Bun. Un fast travel mai apropiat, că nici nu știu cu care să... Ăsta așa, traversez... Ai, mai stau să traversez apa, merg cu ăsta așa. Boc. Încep ăștia cu mesajele pe WhatsApp, că de ce nu? Acum trebuie să vibrez telefon. Dar numai când filmez. Când nu filmez, nu mă bagă nici dracu' seamă. Ok. Văd că s-a și pixelat un pic harta, dar nu-i bai. Hai să mergem înainte atunci. E bine că și cât de cât mi-am mai upgradat și eu. Ăstea-s cu mine? Da, cu mine ăștia. Cât de cât mi-am putut upgrada. Când am ce face off-camera, mă joc Far Cry Primal. Cât de cât am învățat să mai controlez și eu jocul, să-i fac controlele. Să ceartă pe un dofin, nu știu. Du-te mai tacare. Lăsați și voi niște... idei de nume ceva pentru animalele. Bă, mă gândesc ca lui...
La tigru se zic copchilu, na, după faza aia, copchilu, ochiul de tigru, înțelegeți voi. Am crezut că s-a aruncat ăsta în fața săgeții. Hai da. Hai mă, vină un coap, așa. Nu mă pricep la nume de animale, de asta n-am stat să le dau eu denumirile, deși să mă fut în ele de mesaje de WhatsApp, că tot primesc acum. Nu poate omul să filmeze liniștit, că trebuie să, trebuie să fie o bombardată acum. Numai stau așa liniștit, mă joc pe telefon și aia dintr-o dată pe telefon, mă joc pe calculator, filmez și dintr-o dată începe biroul să trepideze, să facă... Că n-a lampă în vibrații, nu l-am, nu i-am activat sonorul, că atâta mai trebuia. Să se audă numai sticlele sparte ce mi-am pus eu ca și ringtone când primesc mesaje sau am notificări. Sticlele sparte lui Stone Cold Steve Austin, cei care se uită la wrestling știu care e faza. E înăuntru, pe aici, pe jos sau tot pe sus trebuia să mă duc? Te trezești că tot pe sus trebuia să fiu și mi-au acum mare țapă. Da, cred că tot pe sus trebuia. Hai, da, pe frânghie atunci. Urcă tacare. Așa-l cheamă pe ăsta în joc, tacar. Nu vă gândiți că inventez eu acum cuvinte. Și acum? Aaa, iată-l bă, ăsta are body șmecher tipul, n-am ce zice. Așa. Și acum? Ne-am rupt picioarele, am înțeles. Ce dracu? Iar el dă boșoroc. Ați văzut, mă, ce face? Ia, hai dăm cu asta. S-o fi pișat el pe noi. Da, măcar noi nu ne-am pierdut mâna dreaptă, ca în cazul lui. Ca în cazul său. Sau l-așa pierdut mâna... Bă, era mâna stângă sau mâna dreaptă cea care îi lipsea? Hai, mă, nu arde odată ăsta să cadă. Search. Așa. Search. Unde că... A, acolo. Ok, bagă-te în apă. Hai da, du-te, tacar, du-te. Da, mă, pe unde... Băi! Uite mă sub... M-am băgat pe sub stânci pe acolo și m-am mânecat. Sunt un foarte bun supraviețuitor, după cum vedeți, adică... Așa pățin și pe The Forest când e să mor. Tot așa că mă bag în apă. Dăm cu acet o loot-ul. Sparg astea că pot să le sparg, e bine. Bagă-te în apă. Dacă țin mai bine apăsat pe space. Sau nu se poate, bă, că nu se poate. Bă, ce mă băgasem eu printre stânci pe acolo? Pe sub stânci. Am cu ce să mă urc? N-am cu ce. Așa. Uite-și un jaguar. Pleacă-mă de aici. Mâță proastă. Tot vii după noi? Ia. Na, că e fiul grapple-ul ăsta în el. Gata, mă, l-avem în sfârșit. Atât mi-a trebuit. Hai, mă, vină cu amă mâță proastă, dacă e smartoaie. Dar mai întâi să schimbăm ăsta, de lângă. Să vedeți ce damage dau cu el acum. Na. Din trei lovituri am omorât animalul. Ăsta o să, ăsta o să fie foarte bun când e să mă bat cu tanci. Cu de-aia heavy, dacă știți. Cum era un Far Cry 3 cu mitraliere, așa sunt și aici. Ok. Grapple. Ăla-i mă. Op. Stai, go down, go up. Așa.
set on fire. Sau nu trebuia să ardă astea? Bac. Cred că... A, nu e nimic după zidul ăsta. Sau... A, e ceva. De loot. Oh, Alderwood, Slate și nu mai știu cine a dat, ok. Hai mă, arzi aici. Sau n-a ce face în groapa asta? Opa! Hai că pe asta n-am văzut-o. Așa, hai, urcă! Sau pe aici am venit? Nu cred. Să ne batem. Fețe proaste. Nu vreau ca că ești par 2. Ia treci încoa. Mâță proastă. Aia că ăsta i-am dat și foc. Hai dăm cu pielea deja goarde și nu cred că-mi trebuie. Adică nu prea mai am ce face cu ea. Ok, am venit pe aici, hai să-mi continui drumul, așa. Bă, că mai sunt pe aici oameni morți. Sau pe sus pe acolo, dar pe sus pe acolo am venit. Sau nu pe acolo. Nu, 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 hai că nu. Nu pe acolo am venit, deci. Opa. Go up. Și încă o dată, hopa! Hopa! Se pișe pe noi bulangiul ăla. Stați că vede, vede el acum ce fac. Primă încă dacă e zbar 2. Trap it completed. Ok, și acum... Trebuie să mă arunc în apă. Ok! Și acum să vină vreun crocodil să mă muște de cură. Hai, ursache, vin pe mine. Unde sta? Înăuntru aici, deci. Hai mă, vină cu acest tare. Daily resource, ok. Ia mă, hai. Te mai pici pe noi acum, hai să te vedem dacă ești mar 2. Urdan. Maureșan, madan. Te pici tu pe noi, dar se vede că la viața ta nu m-a stângat ce-ai fost. Așa nu știu ce piatră mi-arată ăsta. Probabil ca să-i dau un cap cu pietroiul ăla. Blood of Horus. Ok. Să mergi să căutăm porcăria aia. Pe partea asta deci. Ursache, vino cu mine. Bă, dar mare mai ursul ăla. Mi-am rupt picioarele mai mult. Bă, cam ciudat că a crescut iarba așa, dar am pulea pe sub apă. Hai da,
Stai. Bă, vine un pește să mă muște de cur, ce naiba. Te duci, mă. Pirania acesta, hai mă mușcă-mă dacă ești tare. Pirania, cred că, dar nu-i pirania asta, că pirania e mic. Osake, ce faci? Noți și tu, ok. Osake, ia cu ăla și prinde-l. Eu încerc să-l prind pe ăsta. Set on fire. Hai că au luat foc amândoi. L-ai prins? Bravo, hai că l-ai prins. N-am dat fail, hai că n-am dat. Yak skin, hai da înapoi. Ia să mănânci un pic. Ia să-i dau și ăsta heal. Nu vrei heal? A, nu mi-a să-i dau. Uite ce prădător mai e și peștele ăla. Bun, hai să-i lăsăm acolo de pești. Am văzut că mai am ceva de făcut și îmi trebuie vreo 5 piei de iac. Dacă mai apare vreun iac, avem ursul ăsta să-l punem să-l omoare. Ok. New spine, așa. Spawn point. Stai mă, și unde? Distract enemies, iamu. Examine old winger standing stone. Vechea piatră. Asta? No. Vechea piatră. Na pacem. Set on fire. Ok. Investigate. Hasar Urusis. Blood of Orus. Ok. Și trebuie să merg în direcția aia. Iar trebuie să mă duc prin apă. Iar mă mușcă peștele din... Sau de mă, sunt animalele alea acolo. Ursul, hai, sar pe ăla. Da, hai, îi mai dă o labă și e mort. Au luat-o la fugă ăla. Dă-mi coace pielea de... Așa, am și din ăla, nu-i problemă. Ia, nimă țistoase. Take meat. Hai, vino cu aia. Ce-am ratat ăla? Țapul ăla capră, ce naiba era. Iar mă arunc în apă. Iar mă mușcă peștele de cur. Da. Mă caută peștii. N-am plătit-o pe Mimi, destul se pare. Hai că l-am prins. Cum a zis că se cheamă peștele ăla? Stai că mi-a arătat cum pielea, cred. Wood arrow. Bite fi... Pește momeală, bite? Ah? Ziceam că s-o chema tiger fish. Pește tigru, în fine. Și unde trebuie să mă bag, cred că pe aici, da.
Ia, Udan, că de ce nu? Da, pe asta nu poți să mă sui? Că nu. Blood of Oros 0 din 4. Ia. Craft, set on fire. Bine, că acum pot să carsăgesc călămăria ta. Ce-mi place că pot să-i dau foc la chestii. Take down. Okay. Okay. Așa-i bag sulița în cap. Dau-l dracu ce bine aruncă, dar bine că eu știu să dau la cap. Dau, fac ăla cu care s-a bătut Moroșanu. Face ăla, bă, ești nebun, ăsta dă la cap, așa zicea ăla. După ce și-au luat de la Moroșanu, că-l făcea fetiță sau nu știu ce căcat. Unde s-o... Bozi, a, stai. Hai să mai luăm o gură de aer, ne băgăm la loc. Ce căcat e asta? Nu știu ce mână, ok. A, uite mai aici Orosul. Blood of Oros. Nu știu ce piatră. Hai că ne umplem de XP, se pare. Urcă, dă arcul. Cred că ăsta e singurul joc video în care agrez arcul, că... Ați văzut că și în Far Cry 3 și în Far Cry 4 aveți arc. Nu știu dacă știți, dar vă mai dau ăștia misiuni să vânați cu arcul sau alte căcaturi. Nu prea sură de ei, că joc de asta cu arme care te împuși trebuie să folosești arc și în Tomb Raider. Hai, chit că m-a otrăvit ăsta, tot l-am nimerit. Stai, mai erau frânghie pe aici? Da, uite-o. Hai, da, urcă. Poc. Cam ciudat un pic hitbox-ul ăsta, sau mi s-o părea mie. A, nu trebuia să sar. Go up. Mă, și ursul. Uite, mă, că mi-l arată pe mapă, de eu nu-l văd. Și ar bine să strănut. Mi-a răcea la dracu. Așa e să-mi... Atât, bun. Stai, unde am văzut o Blood of Oros-ul ăla? Deci... Uite-l aici. Gata. Așa, ia, stai. Crafting, ăla-i mă. Ată, bă, ce avem aici? Ce-i ăsta? Spear Belt. A, să car 4 sulițe, poc, încă una, poc. Ce-mi trebuie? Piele de... rinocer, ok. Pe ce asta? Eu avem... A, s-ar un cuțit, cred. Ăsta avem. Ăsta ce? Dighole. Deci trebuie pele de dighole, văd. Nu știu ce. Pene. Piele de iac găsesc. Nu știu ce rinocer și... Cărcălă nu, sabar n-am. Și ăsta ce-i... Rar
Southstone și Animal Hide, pe noi faci rost de astea, mai durează. Și acum văd că pot să arunc și cu ăsta. Hai mă, să dispară animația asta odată. Și arunc cu cuțit. Asta e mișto, să arunci cu cuțite. Bun, păi hai că încheie atunci aici, că cred că ajunge cât am filmat. Eu sper că v-a plăcut episodul ăsta și ce animale mi-am luat eu. Dați-le și voi câte nume, vechea poveste, dați câte un cap în gură butonelor de mai jos și cam atât. Până data aviatoare, ciao, les.